Comuniști, da? Ce să vă spun? A murit în 1916, a fost bolnav la 48 de ani, dar foarte multe licee din țară poartă numele, foarte multe străzi poartă numele. A avut o condiție frumoasă, inclusiv materială, timpul așa de asta și-a permis studiile în străinătate și la București, dar spre sfârșitul vieții a mai pictat trei biserici, din considerate materiale, Catedrala din Alexandria, Biserica Brezoianu din București, care a fost dărâmată de Ceaușescu și s-a construit altceva când a fost făcut de sistematizarea, și biserica din această biserică din Alexandria, acolo, de fapt, s-a îndrăgostit de nepoata primarului de acolo, a vrut să ia de nevastă, nu i-a dat-o, că era deja sărac și nu mai corespundea standardelor. A fugit cu ea vreo lună de zile, a stat la ea vreo lună de zile, Cecilia Vasilescu, când a văzut că noi și noi, s-a fost frumoșel la părinți și așa s-a terminat povestea de dragoste. Nu a fost căsătorit niciodată, nu a avut copii, dar o viață boemă de aici până aici. Da. Dacă aveți voi întrebări, eu pot să vă spun foarte mult despre Lucian, dar nu vă țin aici în frig. Aveți acolo despre viața lui, cariera artistică. Aici sunt reproduceri de Lucian. Avem un singur tablou original în camera de față.